Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog astăzi. Vreau să fac un videoclip foarte interesant. După cum vedeți, calitatea videoclipului acesta este foarte ridicată față de celelalte videoclipuri. Deci v-aș ruga să vă abonați la editorul meu. Se numește Bokeh, așa se numește canalul lui, pe numele lui Alex. Și aici vedeți că face niște videoclipuri super interesante și super editate, super mișto. O să mai editez și eu, dar în principal el o să editeze videoclipurile. După cum vedeți, aici ultimul clip este un anunț în care spune că se va tunde el la 100 de abonați. El în momentul de față are 49, iar vreau să vă spun că eu la 500 de abonați o să fac un clip wow, care o să vă placă super mult din punctul meu de vedere. Și dacă continuăm așa, 100% o să ajungem la 500 de abonați și el vrea să ajungă cât mai departe, la fel ca mine. Deci, haideți să trecem și la a doua parte a vlogului. Așa, astăzi am fost și eu plecat de cu ziua, am vrut să cheltuiesc niște bănuți, așa că am fost plecat până la Târgu Jiu și mi-am cumpărat niște lucruri foarte mișto. După cum vedeți, mi-am cumpărat o minge de la Givova și o super, super pompă de la Kipsta. Aveam nevoie foarte mult de aceste lucruri, fiindcă mingea mea, aveam o minge la Kipsta F550, care s-a spart și din păcate, da, s-a spart și nu mai aveam ce să-i fac, ce o să-l lipesc, vreau să-l duc undeva la cineva, dar de 75 de lei, ce să fac. Așa că am luat una un pic mai scumpă. Aceasta este o minge Givova. Absolut toate anotimpurile, oriunde ai fi, se poate folosi pe ploaie, pentru că are aderența foarte, foarte bună. Se poate folosi pe zăpadă, pentru că vedeți că are aceste culori destul de stridente, care îți ies în ochi, chiar dacă este cu alb, are și albastru, cu roșu, cu mai multe culori. Se poate folosi în toate anotimpurile, vedeți aici scrie all weather, și pe soare, cred că de a nu se sparge când o ții la soare, cred că la asta se referă. Ingestiona foarte, foarte bună, nu știu, am luat un pic, adică nu știu dacă e desumflată, dar aveam de ales între aceasta și F950, dar nu prea mi-a plăcut anotul acesta, pentru că este din primul meu level de față de așa minge. Și această pompă este o pompă tot de la Kipsta, o mini pompă într-un fel, că e destul de mică. Haideți să și desfacem dacă tot suntem aici. Cred că trebuie să aduc eu ceva, stați un pic. Da, fraților, până la urmă am desfăcut acest șoricel și haideți să o deschidem. După cum vedeți, este o pompă foarte destul, adică destul de mică, este două pane de alevere și de genul.
aici se bagă acel ac și de aici puteți, după cum vedeți, are un ac, după cum vedeți, puteți și lua acul de aici, se bine, dați are aici, așa, o desfacem, îi desfacem acest capacel și aici avem acul, un ac vodka destul de gros, care se bagă aici. Și haideți să vedem și dacă merge să nu fiu un pic personal, se sparge bine, nu cred că se dacă nu fie un pic, nu se sparge. Da, merge, merge. Merge, merge ok, văd că nu iese aer deloc din ea. Las-o și de sunt un pic pentru că am băgat-o destul de tare și nu prea vreau să... Oh my god! Oh my god, aveți grijă cum... Așa, deci am desunflat-o din nou, uitați cât de desunflată este. Și acum o să vreau să umflu din nou, să vedeți și voi cum se umflă și să vedeți că merge, deci uitați. Din nou. Să vedeți cum merge. Ca să vedeți dacă vă cumpărați de asemenea. A, uitați că acum merge mai bine, că era umflată. Da, deja s-a umflat un pic. Destul de mult. Și... Da, da. Uitați. Apeși decât un pic de aia. E cam tare, dar oricum trebuie să o desumflu, oricum e la provizoriu acum încărcată. E păcat să aloc acul aici sus și o puneți la loc. Și cam atât cu acest episod, cred, vlog. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like și un subscribe și la mine, dar și la editorul meu. Eu sper că v-a plăcut. Dați un like. Pa, pa!